Danilie Morega dă aceste sfaturi liberalilor deoarece este convins că încă mai are putere în PNL. Eu sunt convins, nu că cred. Eu nu vorbesc pe aș crede. Morega a făcut astăzi pe oracolul și a spus ce crede că se va întâmpla cu partidul pe care l-a condus, în cazul în care unul dintre candidați va prelua conducerea formațiunii. Dacă vor vota cu Angheloiu, Partidul Național Liberal va ajunge la 6-7%, un partid de buzunar în buzunarul lui Călinoiu. Votează Angheloiu egal Călinoiu, PSD. Dacă vor vota cu Dian Popescu, votează cu grupul mafiot și transformă partidul tot un partid de buzunar de cârciumă și de inhalat, cum îi spune? Spuneți voi că știți mai bine. Morega este sigur că cel care câștigă din primul tur este Ion Navla.